Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Peștișor. Etalare restantă. Am întârziat cu etalarea pentru iulie. O să fac acum o altfel de etalare și o să fac și pentru august. Vedeți, îmi pare rău de întârziere, am foarte multe probleme. Nu știu cum sunteți voi, dar am și probleme, am și responsabilități, am și treburi, dar asta e. Ne facem față. Hai să vedem. Interesant, cineva vrea să comunice cu voi după o perioadă de stagnare. Ho, ho, gemeni, balanță, vărsător? Știșoară, așteptați-vă. Că acest personaj care a tăcut, a reținut un adevăr, își face planuri. Își face planuri să vină spre voi. Să discută, să zic. Eu zic așa, la 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 la, gândesc. Bine, eu gândesc. Aha, bine, mă bucur. Mai ascultă și intuiția. Însă, hai să vedem. Peștișor, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, Peștișor. Da? De două ori, de trei ori. N-a venit nicio carte singură. E un băcare. Interesant. Opa, după jocuri mentale. Poate acel personaj vine și zică, o să zică, i-am lăsat pe ceilalți în urmă, vreau să discutăm. Noi doi. 4, 5 și 6, interesant. Acasă, într-o atmosferă stabilă, sunt 4, da? Cele 4 puncte, cele, da, 4 puncte cardinale. E un ambient care vă oferă stabilitate, siguranță și vindecare. Puteți să manifestați ceva nou, interesant. O întâlnire foarte interesantă, predestinată. Aș spune că vă vindecați unul pe celălalt, dar rămâne de văzut ce și cum. Știșori. Ia, mai amestecam? Nu, am amestecat. Hai să tăiem. Nu mai știu dacă am tăiat, tăiem încă o dată. Nu e nimic. Toate sunt așa cum trebuie să fie. La săgetător am ales două, au venit două. La Capricorn am ales două, la Vărsător două, hai, 9 de bâte și Cavalerul de monede. Aici aveți ceva de blocat, aici aveți ceva de construit, dar mai vedem ce alte mesaje vin. 9 de bâte. Învățați să puneți granițe personale, dar să stați în afara granițelor. Să vă permiteți expansiune, chiar dacă sunteți obosiți, am mai sunat la săgetători, încă mai puteți. Mai puteți, mai puteți. E Chiron care vă dă înțelepciune. Dacă ați avut dureri de cap, faceți ceva să vă regăsiți stabilitatea. Hai să clarificăm 9 de bâte. O dată. De două ori. De trei ori peștișori. Regina de spade, regina de monede. Judecata. Cineva vrea să comunice cu voi. Judecată e comunicare. Ascultați-i. Pentru că până acum au fugit. Au fugit, nu s-au implicat, s-au purtat nebunește. Însă, e dorința cuiva de a... deci, manifesta, să zic, varianta superioară de a judeca, de a fi corect și a renaște o situație pe care au complicat-o ei. Au fugit. Au fugit. Ce vor să spună? Că vă apreciază? Ok, foarte bine. Dacă ei vor să vină să renască, să se împace cu voi, că am văzut 6 de cupe și apare și judecata, ascultați. Unul vorbește, altul ascultă. Ascultați. Hai să vedem. Oh, faietul. Puterea. Valetul de spade. Se pare că ați blocat. Poate trei persoane, poate o persoană care a comunicat la un moment dat cândva foarte imatur. A făcut o declarație și
Voi v-ați uitat, pardon? What? Cu mine vorbești? Da, îi spunea una și se uita în altă parte. Probabil că i-ați intimidat. Da, peștii uneori intimidează. Dacă aveți și o anumită vibrație, intimidează. Da. Nu simt să ai geme, că poate să fie și leu, sau balanță, sau vărsător. Poate să fie și leu, ceva fecioară, rac, săgetător. Variază. Poate ați blocat trei persoane. Voi știți. Învățați din chestiile astea. Dar, revenind, în cazul în care o singură persoană, persoana aceasta a comunicat imatur. Și, interesant, cred că v-a făcut că pare totuși blocajul nouă de bâte. Ați făcut un gest ceva prin care le-ați... Ia uitați, curița mică. Șt! Da, și cu mama că nu mai prostii zici. Energia evoluată. Și v-ați dus în altă parte, faiton. V-ați văzut de drumul vostru. Poate chestia asta implică și călătorie și mașină într-o anumită formă. Într-o anumită formă. Reală, dragii mei, reală, reală. În ce sens? Vreau să zic că poate personajul respectiv a venit cu mașina și a comunicat ceva. A creat conflict. Dorința de putere. Din ego a comunicat aiurea și a ieșit... Da, și mai aiurea. Ia uite, 10 de bâte, cum sunt? Regele de spade, da. Aș spune, regele de spade e inteligent, dar uneori e neconectat la emoțiile sale. Orice zodie ar fi. Că poate să fie și rac, rege de spade, pardon. Oricine, sau semn de foc. Oricine, sau de pământ. Nu fixez muzai pe aer, gemeni, balanță, vărsător. Nu. A creat conflict. Asta a făcut. Și acum trebuie să vină să descrucească situația, să rezolve. Și acum citim invers cărțile. Acum vine, că e un ciclu, că e nouă, încheiere de ciclu. Acum vine faetonul de la distanță, de unde o veni, nu mă interesează. Cu mașina de obicei. Așa. Își face curaj să vorbească cu voi. Poate între timp s-a transformat, ar fi fain. Ar fi fain. Pentru acum, dacă s-a transformat, acum nu mai are păsările în cap. Da? Acum are steaua, are o misiune, are vindecare, are un anume tip de cunoaștere căpătată prin lupta cu sine. Acum, dacă sunteți voi, asta e, vă eliberați, mergeți către transformare și eventual veți comunica. Vedeți cum e. Hai să clarificăm cavalerul de monede. Chestiune legată de bani. Cum să faceți bani odată? De două ori, de trei ori. Sunt conflicte. Sunt refuzuri, sunt oameni egoiști, sunt oameni care sunt atrași de voi, mai sunt și lacrimi, mai sunt multe. Dar hai să vedem. Interesant, poate un semn de pământ care s-a simțit atras, poate știți că a fost atracție între voi, a venit, v-ați întâlnit, s-a dorit victorie, dar din victorie s-a ajuns la un refuz, la lacrimi, la conflicte, la. Hai să vedem cavalerul de monede. Sunt diferite mesaje, le transmit cum le primiți cum vreți. Oh, decepții. Îndrăgostiții fac. Scuzați-mă. Șase de spade. Posibil marcaș puternic în gemeni. Marcaș puternic în gemeni. De ce s-a creat această decepție, trei de spade? Pentru că acest personaj... S-a concentrat prea mult pe bani? Eventual, a venit foarte încet înspre voi. Acum a luat decizia să vină, eventual. Poate are legătură cu ce am zis mai devreme. Variază sau poate e un alt personaj.
Gemeni, gemeni, balanță, vărsător, fecioară. Ideea este că o să clarific. Și voi aveți de ales. Între a rămâne decepționați și a vă elibera cu șase de spade. Și dacă vă eliberați, mergeți încet, dar mult mai analitici cu eremitul. Încet, sigur, către vindecare și către un nou proiect. Interesant, și eremitul are steaua, vedeți? Și faetonul are steaua. Poate sunt două situații. Ambele fac parte din misiunea voastră și din vindecarea voastră. În ambele vă vindecați de niște chestii și vindecându-vă vă atrageți, să zic, și succes și abundență și pășiți mai aproape de misiunea voastră. În prima variantă depășiți niște blocaje, în cealaltă variantă, chiar dacă lucrurile merg încet, dar merg, se urnesc într-o anumită formă. Către un nou început, într-o anumită formă, un nou job, un proiect, ceva, un dar, o stabilitate. Însă, mai clarificăm, vin diferite mesaje. La capătul setului, doi regi, haideți mă, și o împărăteasă. Și o altă regină, două suflete perechi, complicat. Hai să zicem că sunt doi într-unul, doi într-unul, amândoi. Și va, se transformă lumea, asul de cupe, transformări radicale, iubiri, iubiri, iubiri adevărate, însă, hai să vedem, greu de spus, să clarificăm în continuare peștișul. Hai să clarificăm. Clarificăm faetonul, puterea și valetul de spade. O dată, de două ori, de trei ori, peștișori, împărăteasa. Am văzut-o mai devreme. Mergeți către abundență, către dreptate, către stabilitate. Energia masculină se trezește. Dar și către trezire. Poate și în trezire și în voi, că e puterea și trezirea. Ceva. O anumită forță se trezește în voi. De a vă zbate, de a lupta cu puterea, de a rămâne determinați pe calea voastră. Doi de spade, fac. Zece de cupe. Nouă de monede. De ce tu de spade aici? Unii dintre voi ați blocat un rac? Și totuși, situația se va debloca și se va manifesta ceva nou. O nouă etapă în relația dintre voi. Poate că ați fost căsătoriți cu 10 de cupe
Și a fost atunci, acolo tot timpul, un anume tip de lupte, de neînțelegeri. Și s-a ajuns la o separare. Și acum nu mai sunteți căsătoriți. Unul cel puțin este independent, nouă de monede. Aici e un blocaj, deci despre acest blocaj trebuie să treceți. Aici trebuie să învățați o lecție. Dar vom vedea ce o mai fi. Ia să meargă, să nu fac altfel decât am făcut la celelalte. Hai să clarificăm. O dată. De două ori. De trei ori. Cineva ascunde care bani? Ca să nu creeze conflicte? Și totuși face planuri. Ar vrea să aibă un alt personaj lângă el? Dar care să aleagă din dragoste, nu din bani? E dor. Posibil rac, pești, scorpion, în fine. Hai să clarificăm. Oricum, înainte să clarific, dacă vrei să fiți fericiți, trebuie să vă luptați pentru fericirea voastră. Trebuie să vă transformați. Și nu aveți cum să fiți voi puternici lângă oameni slabi. Aveți nevoie tot de oameni puternici ca să fiți fericiți, da? Aici este. Oameni independenți, alți oameni independenți. Regele de bute, astfel de bute, interesant. Faetonul, același faeton. Fuck it. Da, acum și-a pus GPS-ul, da, ca să vină după voi. Își face curaj să vină spre voi. Foarte determinat. Dacă au fost blocaje, pare că nu contează. Ia uite, doi de cupe, vrea să fie cu voi. Și dacă nu e rac, poate să fie cineva foarte pasional cu asul de bâte și regele de bâte. Deci ori rac, ori marcaj de foc, ori gemeni. Ceva și fecioară, dar nu obligatoriu. Da. Da, după un blocaj, după trădări, cineva din trecutul vostru vrea să se împace cu voi. Să zică, gata, hai să ne mai gândim la capitolul ăsta, să mergem într-o altă direcție. Că putem să fim fericiți, că ne simțim. Ne simțim bine, ne simțim sufletele. Vedeți? Doi de cupe, ce frumoasă e. Hai să vedem celălalt capitol în viața voastră. Cavalerul de monede. Hai să vedem, să clarificăm. Clarificăm. O dată. De două ori. De trei ori. Ne apare o nouă dragoste, regele de monede, regina de cupe. Pești, trac, scorpion, taur, fecioară, capricorn, o nouă dragoste, după o perioadă de abandon, eventual. Dar, ia. Clarificăm, da? Viziune interesantă. Cavalerul de spade, interesant, a apărut și la alte. Ceva, Uranus, ceva neașteptat se întâmplă în viețile multora. Cavalerul de spade, comunicare neașteptate, posibil gemeni. După o perioadă de-abia se mișcau lucrurile acum, lucrurile se accelerează. Regina de spade, da, comunicare. Poate că persoana respectivă care va veni și va comunica, cavalerul și regina, bărbat, femeie, masculin, feminin, ea ascultă, el comunică. El vine spre ea, șase de spade, el vine spre ea. Vedeți cărțile?
El vine spre ea. Și puteți să fiți și voi. În varianta voastră rațională, da. Interesant cu viziunea a clarificatorii de spade. Aici este o prietenie, un citat interesant. Aici este o prietenie foarte specială, dar ceva s-a înțeles greșit. Unul e concentrat pe un aspect al situației dintre voi, celălalt pe alt aspect. O chestiune de viziuni diferite. Și din cauza asta, altfel, prietenia e foarte profundă, foarte specială. Foarte specială, aș spune. Mai dăm o carte pe viziune. Da, concepție. Poate aveți viziuni diferite despre familie, despre copii, despre concepție, despre creativitate. Sunt multe chestii. Despre manifestare. Concepția și concepția. Cum manifestați? Nu. Cum comunicați? La capătul setului de cărți aveți 8 de spade și 7 de monede. Un blocaj. Un blocaj, dar peste care ar trebui să începe să treceți, pentru că apare o echilibrare energetică, soare, trezire, vindecare, lumină și împăratul, stabilitate. Să se redreseze situația. Însă, hai să continuăm. Clarificarea. Pentru că aici sunt niște... Ia, clarificăm și cavalerul de spadă. Jokerul fals, fake. Cineva nu a arătat că vă iubește, că vă vede, a creat decepții, decepții, trădări. Încă una. Roata norocului. Dar vrea să-și schimbe situația. Roata norocului, 6 de spade. Poate a stat în preajma unor manipulator, poate asta a învățat, da? Mi apare magicianul apropo de manipulator, da? Și Joker. Dar nu a arătat că vrea să comunice, că simte, că are emoții pentru voi. Poate că totuși găsiți puncte comune între viziunea voastră și viziunea lor. Posibil între voi doi să fie diferență de înălțime. Văd pe cineva plecându-se așa deasupra ei. Dar această schimbare de situație pe roata norocului înseamnă și întâlnire predestinată. Depinde totuși de alegerea ei. El poate să comunice. Dar ea este cea care ia decizia. Regina de spade. Puteți să fiți voi, evident. Mai dă și pe regina de spade o carte. Da, puterea. Puterea, voi aveți puterea. Iar, de a manifesta, magicianul s-a oprit aici. Voi aveți puterea. Ei acum învață. Hai să vedem în continuare. Odată. Și august. Lucrurile se transformă în această de două ori. De trei ori. Va fi o comunicare foarte importantă, foarte interesantă. Cineva a fugit de dragoste și își va lua karma, sau deja și-a luat-o. Și urmează să comunice. Aventura. Ok. Valetul de monede. Împărăteasă, interesant. Concepție împărăteasă. Și nouă de cupe. Aș spune că mergeți către un nu se compromis. Recreați situația. Ok, trei, creație.
Dacă vreți, puteți să aveți copii, dacă vă gândiți unii la așa ceva, puteți. Dar evident că nu toți vă gândiți la așa ceva. Ideea este că puteți să manifestați dragoste, abundență, succes. Asta e una dintre cele mai pozitive cărți, da? Proiecte, reușite împreună, da? Și să împărțiți, nu de cupe, vedeți carte? Să împărțiți cu celălalt. Dar pentru asta trebuie să se comunice, trebuie schimbată atmosfera, personajul trebuie să fie sincer. Și nu doar să se implice, practic, valetul și cavalerul. Valetul și cavalerul. Dragoste, dragoste, dar trebuie să comunici, trebuie să arăți apreciere, trebuie să studiezi, trebuie să te implici. Și asta e. Energia feminină, dacă vrei să fie educatoare, bine. Succes! 6 de cupe. Apare totuși o împăcare. Regele de spade. Pare că totuși acest semn de aer pare în mod special regele de aer, regina de aer. Știu că sună ciudat. Este poate obsesie, nu este exprimată suficient. Este o încrâncenare, determinare de a se împăca cu voi, de a se întoarce sau de a vă întoarce de amândoi într-un spațiu confortabil, într-o zonă de confort emoțional. Pentru că doar lângă voi se simte atât de confortabil emoțional acest personaj. E o împăcare pe care și-o dorește foarte, foarte mult. Se simte și extrem de atras de voi, dar nu e vorba pentru că a tot stăpânit această atracție. Sunt două persoane în viața voastră. Posibil. Aici o situație, aici o altă situație. Vă luați mesajele cum considerați. O să fac și etalare pentru august, aceea clasică. Da. Ia uite, magician, gemeni, balanță, vărsător, pentru unii. Poate ceva, semn de foc, aer. Iar 9 de monede. De monede de bute. Da, transformare. Depășirea unor blocaje, vindecare și determinarea de a manifesta ce eliberare de vechile relații, de blocaje, de ce o mai fi și renașterea, ascensiune, eventual, pentru cei mai evoluați. Dar e o atracție foarte, foarte mare între voi și aici, 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 în această situație. Poate sunt doi oameni, nu știu. Și amândoi vor să se împace cu voi. Nu știu, dar vedeți, vedeți, vedeți ce e în viața voastră. Am citit pe departamente, voi vă luați mesajele. Dacă e chestiune de făcut bani, ceva va decepționați, învățați să aveți o altă viziune, schimbați-vă viziunea, nu vă rămâneți blocați în decepție. Creați ceva, concepție înseamnă creați, dar studiați cum să creați. Management, marketing, design, finanțe, studiați cum să creați. Ca să puteți să aveți succes, să schimbați energia aceea. Că poate cineva totuși a falsat într-o colaborare. Iar apropo de bani. Pentru că puteți să aveți succes, dar fiți raționali. O dată, de două ori. Nu excesiv de rațional, în sensul că dacă e ceva, împărtășiți și cu ceilalți. 9 de cupe din succesul vostru. Au fost niște minciuni au fost, cred că ei vor cere ajutorul. Ei vin să ceară ajutorul. Ce să fac, cum să exprim, cum să nu știu ce. Cineva a ascuns. Atracție, dorință, ce-o fi fost, cineva a ascuns niște sentimente. Ascultați, interesant, ascultați cu inima și cu rațiunea. Miracole și binecuvântări, mișto. Concentrați-vă pe dragoste.
vedeți frumos din fiecare, din fiecare situație și puteți și iertați. Totuși, peștii pot să facă așa ceva. Lucrurile sunt mai profunde. 22. Vă găsiți echilibru în voi. Oferiți și altora echilibru. Să nu uitați că toate traumele pe care le trăim, și voi și ei, vin de undeva, ori din viața anterioară, ori din copilărie, înțelegeți, pentru că dacă nici voi nu înțelegeți, cine ce mai înțelege? E o legătură spirituală, cel puțin una dintre cele două, e o legătură profundă spirituală. Ridicați-vă și ridicați și pe ceilalți. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau!